turiști străini. Este unul dintre cele mai frumoase obiective din Europa, din câte știu eu. Oricum, pentru noi este o mândrie pentru hunedoreni. Mihai Leu e foarte mândru de simbolul Hunedoarei, orașul în care s-a născut și de care are grijă din funcția de city manager. Castelul Corvinilor e una dintre cele mai interesante destinații turistice din România. Leu-l știe pe din afară. Îl vizitează de fiecare dată când are ocazia și e mereu impresionat de poveștile din camera de tortură. Aici se băga piciorul și strângeau pe mărimea cât era pe pulpa de jos și cu aceste cuie pătrundeau înăuntru, în picior. Violatorii rudelor de sânge, retici, falsificatorii de bani, incendiatorii erau aici. Se vedea pe acest panou. Erau aici. Și confirmă ceea ce vă spuneam.